Percheziții domiciliare în trei județe, Mehedin, Dol și Caraș-Severin. Oamenii legii au descins la mai multe adrese după ce ar fi fost emise 96 de certificate false de vaccinare. În fapt, doi angajați ai unei instituții publice, unul dintre ei având calitatea de fost registrator al unui centru de vaccinare, ar fi modificat în afara orelor de program ale centrului datele sistemului electronic de vaccinare și ar fi generat prin suprascrierea datelor de identificare ale persoanelor deja vaccinate adeverințe false care să ateste în mod nereal că cele 96 de persoane vizate de anchetă ar fi fost vaccinate împotriva COVID. Printre cei vizați de ancheta poliției se află și liderul unei grupări specializate în trafic de țigări. La domiciliul acestuia au avut loc de asemenea percheziții, oamenii legii căutând dovezi care să ateste activitatea infracțională. În acest dosar se efectuează cercetări pentru acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic și uz de fals. Cercetări a reieșit că, în perioada 15 mai 25 iunie 2021, doi bărbați din municipiul Drobeta-Turnu Severin, angajați ai unei instituții publice, ar fi accesat fără drept o aplicație informatică și ar fi modificat datele acesteia prin suprascrierea documentelor de identificare ale unor persoane vaccinate împotriva COVID-19. Astfel, pentru 96 de persoane ar fi fost generate adeverințe de vaccinare false care atestă în mod nereal că au fost imunizate împotriva COVID-19. Vor fi puse în executare 66 de mandate de aducere pentru audieri și propunerea măsurilor legale. Activitățile s-au desfășurat cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din Mehedinți, precum și al jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Mehedinți și cu suportul Direcției Operațiunii Speciale din cadrul Poliției Române.